Nu trebuie să fii un alergător sau să practici un sport ca să simți beneficiile exercițiilor fizice. O singură plimbare mai vioaie pe zi este de ajuns, sugerează un studiu recent. Cercetătorii de la Universitatea din Cambridge au descoperit că dacă toată lumea ar face măcar 11 minute de activitate zilnică, unul din 10 decese ar putea fi prevenite. Cei mai mulți oameni însă nu reușesc să facă minimul recomandat de 150 de minute de exercițiu fizic pe săptămână. Dar cercetătorii au arătat că orice mișcare în plus ajută. Plimbările vioaie, dansul, plimbarea pe bicicletă și alte activități sportive precum tenisul sau drumețiile pe munte pot reduce semnificativ riscurile unei morți premature și ar putea preveni bolile cardiovasculare și anumite tipuri de cancer, precum cele care afectează capul și gâtul și leucemia. Ar trebui să simți că te miști, inima ta va bate mai repede, dar nu te vei simți neapărat fără suflare, a spus doctorul Soren Brage, cercetătorul care a condus studiul. Exercițiile fizice regulate reduc nivelul de grăsime al corpului și tensiunea și îmbunătățesc pe termen lung condiția fizică, calitatea somnului și sănătatea inimii. Dacă ești cineva căruia îi se pare că 150 de minute de activitate fizică de intensitate moderată pe săptămână sunt prea intimidante, atunci constatările noastre ar trebui să fie o știre bună. Cercetătorii au spus că tot ceea ce este nevoie este ca oamenii să înlocuiască unele obiceiuri cu altele mai benefice, precum mersul pe jos sau bicicleta la muncă sau la cumpărături, în loc să ia mașina sau să fie mai activ când se joacă cu copiii sau nepoții. Experții din domeniul sănătății le recomandă adulților să facă activități pentru întărirea mușchilor de 2 ori pe săptămână. Aici intră și yoga, pilates, ridicarea greutăților, activitățile mai intense de grădinărit și căratul de pungi grele la cumpărături. Relatează Digi24.ro.